Jesus sagt, dar Domnul Iisus spune, schon zu Mose, deja, iată se spune cum se spune lui Moise, ich komme mit, eu merg cu tine, und ich werde dir Ruhe geben. Și îți voi da odihnă. Und wir leben heute als Christen, și noi trăim astăzi ca și creștini, in einer völlig kaputten Welt, într-o lume care este stricată, complex stricată, und haben Ruhe. Și avem totuși odihnă. Also bei uns in Deutschland, la noi în Germania, es ist etwas Außergewöhnliches, este ceva deosebit, ceva extraordinar, 6 Kinder zu haben. Este foarte extraordinar cum sunt eu în familia mea, să avem 6 copii în familie. Hier würden wir wahrscheinlich nicht auffallen. Nu știu cum era voi, dar la noi, dacă o familie 6 copii, deja suntem suspecți, ce-ți cu ăștia. Aber wir sind an einen neuen Ort gezogen. Noi ne-am mutat într-un nou loc, într-o localitate nouă. Wir haben eine Gemeinde gegründet. Eu am întemeiat și eu, ca și la voi, și am întemeiat o biserică, o adunare nouă. Und wir haben einen offenen Abend gemacht. Alle Menschen eingeladen. Și am invitat mai mulți oameni. Und dann kamen einige. Și au venit câțiva. Sie haben keine Ahnung von Christsein. Ăștia nici habar n-aveau de Hristos. Und ich sag zu einer Frau, warum sind Sie eigentlich gekommen? Haben Sie Interesse am Christentum? Și am întrebat-o pe o doamnă, de ce ați venit singură? Nein, sagt sie. Interesează Hristos? Nu, a spus ea. Interessiert mich überhaupt nicht. Mie nu mă interesează nimic. Ich will nur mal eine Frau sehen, die 6 Kinder bekommen hat. Vreau să, pentru că pentru mine o curiozitate să văd o femeie care are 6 copii. Cum arată? Okay, da sitzt sie, die können Sie sich angucken. Ia loc și uite-te să vezi. Und dann sagt die Frau zu meiner Frau, și atunci, doamna asta i-a spus soției mele, Sie sind verrückt. Ești nebună. Wie können Sie 6 Kinder in die Welt setzen? Cum să faci tu cu copiii ăștia când vor fi mari să se integreze în lumea asta? Es ist eine kaputte Welt. Asta e o lume stricată. Weltwirtschaftskrise. Este, gândește-te numai la criza asta care e mondială, care o să vină. Umweltverschmutzung. De această criză care în lumea este mereu murdărită. Und wir Christen? Și noi creștini? Wir sind ruhig. Noi suntem liniștiți. Wir sagen, das ist nicht mein Problem. Pentru că noi spunem, dar nu-i problema mea asta. Gott hat zu mir gesagt, Dumnezeu mi-a spus, ich bin bei dir, eu sunt cu tine, bis zur Vollendung des Zeitalters. Până la sfârșitul vremurilor. Die Umweltverschmutzung. Și mă interesează pe mine murdărirea lumii. Das ist nicht mein Problem. Pentru că nu-i problema mea. Ich kann mich natürlich ordentlich verhalten. Sigur, eu trebuie să țin la ordine, să nu arunc în biserică. Okay. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn morgen die Welt untergeht. Și Martin Luther a zis că dacă știu că astăzi va fi sfârșitul lumii, dann pflanze ich heute einen Baum. Dacă mâine va fi sfârșitul lumii, eu plantez astăzi un măr în grădina mea. Und zeuge heute ein Kind. Și tot la fel pot să spun, chiar dacă mâine va fi sfârșitul lumii, eu fac azi un copil. Wie kann man so etwas sagen? Cum poți să spui așa ceva? Weil wir Ruhe haben. Pentru că am liniște. Echte Ruhe. Liniște reală. Und die Menschen beneiden uns darum. Să știți, oamenii din lume ne invidiază. Wie können die ruhig sein dabei? Cum poți să fie ăștia liniștiți? Aber wisst ihr, was die Ruhe vor allen Dingen ausmacht? Dar să știți că liniștea asta trebuie să ne unească pe noi. Das ist Frieden mit Gott zu haben. Pentru că avem pace cu Dumnezeu. Das ist echte Ruhe. Asta e adevărata liniște. Adevărata liniște este pacea cu Dumnezeu. Und Mose hat sich dann auf Gott verlassen. Și atunci Moise nu a fost părăsit de Dumnezeu. Und ich finde das so schön. Și găsesc foarte frumos. Dass Gott seinen Glauben belohnt. Că Dumnezeu a răsplătit credincioșia lui Moise. Er führt dann den Mose 40 Jahre durch die Wüste. Să știți, Dumnezeu l-a condus pe Moise prin pustiu 40 de ani. Jeden Tag das Manna. De fiecare dată a existat, s-a servit, cum se spune, hrana care se numește mană. Jeden Tag Wasser. Fiecare zi s-a gândit să aibă de băut apă. Wisst ihr, wie das Experiment ausgegangen ist? Și care a fost acest experiment? Das steht in 5. Mose 2, Vers 7. În Deuteronom, a 5-a carte a lui Moise, în Deuteronom 2, este aici scris un secret. 2, Vers 7, am ende. Versetul 7, partea a doua. Ganz am ende. Es hat ja nichts gemangelt. Iată, de 40 de ani de când Domnul Dumnezeu tău este cu tine, n-ai dus lipsă de nimic. Überleg dir das mal. Gândiți-vă. 2 milioane de leute. 2 milioane de oameni. 40 Jahre. 40 de ani. Was muss Nixon schon einpacken, wenn er 3 Wochen in Urlaub fährt? Ce zice dacă ai merge în concediu, Nixon? Wenn wir noch zu Besuch kommen. Ca să mă vizitezi pe mine. Da brauchst du viel zu essen.
Ai nevoie de multă mâncare. 2 Millionen Leute. Dar 2 milioane de oameni. Ziehen 40 Jahre durch die Wüste. Să parcurgă 40 de ani prin pustie. Und was sagt Mose am Ende? Și ce a constatat Moise la sfârșit? Es hat dir an nichts gemangelt. Că nu le-a lipsit nimic. Und wenn wir mit dem Herrn Jesus leben, Abraham. Noi dacă trăim vielleicht cu Domnul Iisus, Avrame. Vielleicht wirst du mal 83 Jahre. Poate vei ajunge și tu să ai vârsta de 83 de ani. Ich weiß es nicht. Nu știu. Aber du kannst am Ende deines Lebens sagen, când vei fi bătrân, da, chiar la 100 de ani, ich habe nie mangel gehabt. Să poți să spui, am trăit atâția ani și nu mi-a lipsit nimic. Das ist ein Versprechen, was Gott dir gibt. Asta este o promisiune pe care ți-o face Dumnezeu. Und du kannst Gott beim Wort nehmen. Dacă tu crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Und das ist einer der wesentlichen Gründe, warum ich Christ geworden bin. Și din cauza asta, de fapt, asta m-a convins pe mine ca să devin creștin. Christsein ist so spannend. Pentru că creștinism